Ca să folosesc pe PDF pentru că mi-a trebuit ce am și PDF-ul, dar nu mi-a trebuit așa de important. Două rături, autentică. Deci, ce alegeți între Google Chrome și Google Chrome? O să încerc să-mi fac prezentarea un pic mai rapid. Google Chrome cu informații științifice. Google Chrome? Chrome, cu de știință. Ideea e că îți dau același lucru. Cu observația că Google Chrome îți va da, dacă eu caut Canon, dacă eu caut Google Chrome Canon, îmi va da prevedere ceva legat de Canon în România, dacă caut la Google Chrome, îmi va da prevedere ceva legat de internațional. Asta e mare diferență între ei. Și ideea asta, dacă mă interesează rezultatele în engleză, caut pe Google și dacă caut rezultatele în română, caut pe Google. Dar în principiu pot obține, dacă am o căutare, cuvintele de căutare sunt în engleză, voi obține pagini în engleză și dacă caut cuvinte care sunt în română, voi obține rezultate în română. Depinde dacă sunt criterii de scenă. Chiar nu poate să fie și în engleză, și în română, pe o numele de firmă. Dar eu când astăzi când vedem Google Chrome, automat se duce pe Google Chrome pentru că simte că domeniul meu e rău și se duce la cum poți să te livrezi chestia asta. În dreapta jos ai Go to Google România. Ah, ok. Sau Go to Google, așa. Așa. Sau la preferințe. Ai la preferințe, iarăși. Am uite, am dat aici la preferințe. În ce limbă vrei să așa? Și ai undeva pe partea principală la Google, Go to Google Chrome sau Google Chrome. Căutare avansată. Despre asta vom vorbi principal la ziua acum. Prezentarea acum. Și vă voi da alte criterii prin care poți să faci căutare avansată. Cum deschizi Google? Cum intri pe Google? Cum cauți pe Google? Dacă e Chrome, e direct adresă. Da. Nu numai Chrome, eu vă recomand. Ce am spus aici e dacă folosești un browser, să scrii chiar aici. Și aici am dat exemplu Chrome, pe care îl folosesc și eu. Dar, în mod normal, ar trebui să găsiți o soluție pentru orice browser, să puteți să scrieți chiar acolo. Deci, dacă scrie www.google.ro, să mă ducă la Google.ro, dacă îi scriu www.emap.ro, mă cerea emap, dacă scriu acolo emap, se deschide bun căutare Google pe emap. Și ar trebui să găsiți o soluție pentru orice browser să faceți chestia asta. Și vă dau așa. Deci, ce influențează rezultatele? Contează dacă ești logat sau nu. Da? Dacă eu sunt logat în Gmail, Google vede ce am căutat în trecut. Contează locația în care caut, dacă sunt din Constanța sau din București sau în altă parte. Dacă caut avocat și sunt în București, mă afișează mai mult pe fiecare din București. Dacă caut sporătoria auto, sunt în Craiova, mă afișează din Craiova, lucruri de genul ăsta. Contează limba în care afișează Google. Deci există Google Ro și Google Com. Există, și există o altă setare, limba în care poți să intri pe Google Ro în engleză sau în maghiară sau în germană. Și poți să intri pe Google Com în altă limbă, chiar dacă sunt pe Google Com. Și contează și limba aceasta. Iarăși, la fereastra, aici am tăiat eu. Ideea e că asta e fereastra incognito. Poți să deschide în Firefox, în Opera, în Chrome, Internet Explorer, în Safari, o fereastră incognito, care nu are niciun fel de istoric. Incognito window, private browser. Și mă ajută să am căutări fără niciun fel de istoric. Și cum puteți căuta despre cum se face asta? Cum îndătrați reclame? Când cauți la Google, vezi reclame, există extensii pentru mai multe browsere, vă recomand Adblock, folosesc Adblock pentru Chrome, pentru majoritatea reclamelor. Cum? Întrebare. Cum caut o temă de WordPress? La început, oamenii când caută, de exemplu, la început pe net, și scrie acolo. Sunt în căutare unei teme de WordPress, nu știu cum să fac, vă rog, ajutați-mă. Și efectiv scriu așa. Și obțin niște rezultate care nu sunt relevante. Și atunci, oamenii se învață și ok, să scrie mai puțin. Primul lucru, ca să scrie mai puțin. Și scriu WordPress team. În engleză, tema de WordPress, e suficient de bun, da? Dar îmi dau seama că nici asta nu e suficient. Și vreau, pot să spun în ghilimele. Știți ce e în ghilimele? Ce se referă? Exact. Da? Deci trebuie să apară termenii în ordinea care am scris acolo și exact scris așa, da? Deci doar paginile care conțin WordPress team, exact mi-am scris. Și dacă aș avea o propoziție lungă, a fost odată ca niciodată, aș găsi doar paginile care conțin a fost odată ca niciodată. Doar acela, da? Bun. Diferența între WordPress team și WordPress teams este minimală. Și Google știe chestia asta și îmi va afișa, mi-am căutat teams și mi-a afișat teams. Ok. Dar și dacă căutam WordPress team, cum am căutat aici,
Așa, Teams, Teams. Deci, eu am căutat Teams și mi-a afișat mai multe rezultate aici. Cu Teams sau, da. Deci, Google știe diferența între Teams și Teams. O diferență foarte mică. Iar atunci am afișat rezultate și știe inclusiv la varianta la urmă. Dacă se caut temă WordPress sau teme WordPress, Google știe că e cam același lucru. Favorizează exact cum am scris eu, deci m-a favorizat să ne afișeze rezultate exact scrise cum le-am dat eu, dar nu e atât de strict încât să nu e o păstrare curată. Mai bagă și altă. Cum găsim cele mai bune prin rezultate? Poți să cauți best WordPress Teams. Deci soluția la o căutare ar fi să puneți mai mulți indicatori. Cu cât pune mai multe cuvinte care sunt relevante pentru proiectul vostru, poate vă ajută. Și am, deja am o listă cu cele mai bune teme de WordPress. Atunci poate mă ajută mai bine. Dar cum caut și best și top? Da? Și pun ori. Poți să folosesc operatorul ori. Best or top WordPress Teams. Căutările respective sunt la fel și în română, deci am scris cu Word, dar nu. În română se scrie tot cu Word. Da, asta vreau să spun. Asta vreau să spun. Ok. Ok. Bun. Era o vreme când funcționa chestia asta. Și mai mergea pe urmă? A, ce? Tilda. Tilda. Tilda era până acum vreo câteva săptămâni. Dacă eu căutam Tilda Best WordPress Teams, îmi scria, uite, atunci am mergea, când am făcut screenshot-ul ăsta, am luat top. Vedeți, l-a făcut cu bold. Înțeleg că l-a luat ca alternativă. Deci putea să caute best și orice alternativă al cuvântului best. Și el mi-a făcut aici cu bold, asta înseamnă că a fost la fel, top. Asta a mers și nu mai merge. Nu mai merge. Google a zis, ok, a expirat, nu a mai funcționează. E ceva puțin folosit și a zis că nu merge să pune resurse în chestia asta. Cum cauți în română? Cele mai tari sau bune sau interesante sau noi de o clipuri. Da. În română nu merge foarte bine. Și când mergea, nici atunci. Ai, n-aș știu, da? N-aș știu că sunt bune, nu n-aș fi mult. N-aș știu că ăștia sunt fericiți, dar nu știe, da? A, română nu știe sinonimele de la cuvintele. Știi, dar ăla ar fi rezolvat chestia asta de sinonime. Da. Și atunci, în română, le schimb pe toate. Bun. Ce face căutarea asta? Cele mai steluțe videoclipuri. Exact aia, la steluță, poate să fie cuvinte între mai și videoclipuri. Orice cuvânt. Trebuie neapărat să fie un cuvânt. Da, un cuvânt. Acolo. Exact acolo. Și îmi zice. Cele mai... Nu. Aici parcă e altceva. Dar nu mi-a făcut cu bold. Da? Mi-a făcut asta cu bold. Deci cele mai noi. Da? Cele mai vizualizate. Aici e cele mai noi clipuri video, deci nu mi-a făcut cu bol. Pe ăsta mi-a făcut cu bol. Cele mai amuzante, nu? Aha. Deci a găsit un cuvânt. Da. Trebuie să fie, deci face cu bol exact ce a găsit. Și aici nu e cele mai noi clipuri video. Bun. Dacă vreau termenul free să dea neapărat în considerare în forma exactă cum l-am scris eu, să-l... Scriu free cu ghilimele. Și atunci știu sigur, chiar dacă nu are niciun sens să pun free cu ghilimele, nu e un string. Dacă eu scriu exact acolo, nu mai e... Deci dacă scrie Teams cu ghilimele, nu mai e Teams sau Teams sau The Teams, sau e Teams, exact cum e, da? Atunci, în ghilimele, dacă pun, îi spun o rugă, ok, vreau să fie exact acolo. La fel. Alternativa este să pun plus. Iar aș face același lucru pentru un termen. Deci dacă pun plus free, îi spun lui Google, ok, vreau termenul free, când apare să apară exact multe jucate, multe de altceva. Da. Cum caut un interval numeric? Best or top, da, vreau să zicea cu asta, între 5 și 90, WordPress Teams, cum zice, top 20, top 5, 35, acolo nu scriu. Da? Un interval nu cât între 5 și 90. Cum caut paginile care au cuvântul lor, cuvântul Teams? Există un operator care se cheamă InTitle. Da? Deci se apară InTitle. Și atunci, întotdeauna o să apară în titlul paginii cuvântul Teams. Mă ajută, pentru că paginile astea sunt mult mai relevante. Dacă eu specific clar că vreau să apară în titlu, după ce îi acord o importanță mult mai mare. Da?
înseamnă că e un pan important. Și tu apare cuvântul tens sau? Da, da, da. Și pe ăla tu ajungi să-l faci direct acolo. Tu îl scrii de mână, nu te apuci să-l iei din căutarea avansată, nu? Îl scrii deja pe știi. De mână, da. Îl scrii de mână. Da. Da, ai acces la el și dacă cauți în meniul ăla de căutare avansată. Mă, că e mai dificil un pic de. Nu știu, pentru rost că nu-ți mă duc niciodată. Acolo. Stai să mă uite. Da, pe că vezi. E în domeniu. Da, trebuie să fie, așa, texte, cuvinte. Aici e exact cu ghilimele. Aici e cu ori, aici e cu minus, aici e cu numere de la limba, regiune. Ai un fel de la gen, de genul ăsta, ai făcut ceva? Nu are așa. Descrierea tuturor, acolo sunt toate puse așa. Dar nu ai title. Nu e, nu e title. Eu folosesc ce am vrut și nu ai. Să ca o garantie. Mai e title ăsta. Deci ăsta e așa. Bun. Fix. Dar tu mai bate undeva funcția asta. Da. Deci el își aplicava și pe lucrurile. Da, să-l zic da. Așa, și dacă aveți mai multe, deci aici e title, e title, dar dacă pun ceva după tins, ignoră. Atunci soluția, dacă vreau să pun mai mulți termeni care să apară, e all in title și tot ce apare, dar nu mai contează în care sunt termeni, tot ce apare după când am scris all in title, e condiție, da? Deci, da? Tot ce apare după termenul ăla în title, trebuie neapărat să le găsească în tine, dacă nu te-a. Și vezi că ăla din față ce înseamnă? E un util, da? Dar nu e nicio acolo. Da, care, de exemplu... Dacă e go sau dacă ceva un cuvânt echivalent. Da, sinonimele cuvântului best. Best, top, premium, nu știu ce. Orice ar merge alternativă la best. Ce știe Google, da? Sinonime. Cu peste. Să le caute și pe alea. Ceva cu peste. Top. Maxim. Ceva. Dar nu mai merge funcția? Nu. Nu merge două secunde. De când am scris prezentarea și până acum, nu mai merge. A apărut o știre că nu mai merge. Am citit și eu. Da, tine, da. Foarte recent au scos. Ce zic? În momentul în care am scris-o până acum, nu. Ai cum să. Dar stai mai către meu, foloseam și noi și eu rețineam și oamenii ăștia de la lucrurile. Și-au zis că sunt niște ăștia de acolo. Îți dau seama cum e reacția asta? Am vrut o funcție nouă, e nouă, nouă. Dar nu mai merge. Aia, cine știe de ce au spus? Au tot felul de... Nu, au explicat, au zis că era foarte obscură, o foloseau foarte puțin. Și preferă să pună resurse în altceva, adică nu oamenii nu sunt cu tilda. Pun best or top. Am dat aici, best or top, îi face cam așa. Îi spui tu, manual. Cele mai tari sau bune sau noi sau frumoase videoclip, îi pui tu de mână cu oare. Oamenii fac așa, nu scriu așa. Era, era. Da, așa fac și eu. Se pare că așa funcționează pe ei, bun, ai opțiune să cauți doar în articole care au fost modificate într-o anumită perioadă. Aceea și în advanced. Și poți să specifici, deci ai asta chiar la căutare. Dai, faci niște instrumente de căutare, după aceea îți alegi de la anul trecut și poți să alegi inclusiv interval personalizat, să fie modificate de atunci până atunci. Pe un singur site. Trebuie să specifici... Așa, și unde este? Așa, ok. Bun, deci să zicem că caut WordPress SEO plugin, caut un plugin de SEO și obțin o grămadă. Dacă mă uit eu în lista asta, eu văd că pe mine mă interesează doar pluginul de pe site-ul WordPress. Și cum caut doar pluginuri SEO de pe site-ul WordPress? Există pluginul site.wordpress.com. Să recomandare și în WordPress. Nu e. E? Și mi-a arată numai rezultate de pe WordPress.org cu SEO plugin. Poți să caut Băsescu, site.wordpress.ro, să văd toate știrile cu Băsescu de pe WordPress.ro. Cum caut pe tipul de fișiere? File type doc.wordpress.ro. Da. La file type poți să-mi aleg file type de tip docs.
sau am zis acolo, PDF sau doc, și aici n-am știut numai PDF, nu înțelegeam ce se întâmplă. Deci am zis acolo, PDF sau doc, și sunt mai multe, XLS, PPT, și mai multe. Ok. Cum limitez? Pot să pun un operator negativ, să zic, nu vreau fișiere PDF, de exemplu, caut mama de imprimantă, dar nu vreau PDF-uri. Și zic, minus Pantai PDF, sau minus Canon. Vreau mama de imprimantă, dar nu vreau Canon, nu vreau mine. Da? Minus elimin din rezultate. Ok. Cum caut URL? Asta eu nu am fost să am niciodată.